Maria a spus de nenumărate ori că nu este o persoană geloasă și au fost multe situații în care așa părea a fi o gelozie din partea ei, dar ea spunea că nu e geloasă, chiar și Ștefan i-a spus că ar fi astfel și a negat. Iată că a deranjat-o faptul că Ștefan a vorbit cu Ionela și a întrebat-o cum este, dacă e bine, cum se simte și că a observat că e dată cumva la o parte și nu-i se pare normal se pare că din cauza aceasta era Maria foc și pară pe Ștefan, a spus că nu îi se pare a fi un comportament adecvat, că ce treabă are cu ea, e vreo prietenă, e ceva mai mult decât o colegă de competiție sau de ce s-a dus el și nu un alt băiat la Ionela. Și Ștefan i-a dat exemplu că dacă ea este plecată și e un om pe stradă care nu se simte bine, nu are voie să se ducă la el, să-l întrebe ce are, dacă e ok. Iar în acea discuție Ștefan a zis, ești geloasă și a zis, m-a deranjat. Nu, nu admite faptul că într-adevăr a fost uh, geloasă. Iar acum, ca să facem așa un sondaj de opinie, vi se pare uh, exagerată reacția Mariei? E într-adevăr geloasă și o duce cumva la extrem?